companii municipale înființate de Gabriela Firea. Prima este compania turistică. Nu a tăiat nicio factură în 2020, dar a reușit să arunce pe fereastră aproape 2 milioane de euro. Din totalul de 20 de companii înființate în mandatul Gabrielei Firea, ar urma să rămână doar 4. Societatea de Transport București, STB, Termoenergetica, Energetica Servicii și Trustul de Clădiri Metropolitane, singurele care ar fi fost constituite legal. Compania Municipală Parcuri și Grădini e a doua companie ce va fi desființată de administrația Nicușor Dan. Primarul general va supune votului Consiliului General chiar vinerea asta, încetarea delegării serviciilor publice către această companie. Decizia vine ca reacție la protestele angajaților companiei desfășurate în ultimele câteva zile în fața primăriei capitalei. Deputatul Violeta Alexandru, președinte al PNL București, în legătură cu noi, bună seara! Bună seara dumneavoastră, invitaților și bineînțeles telespectatorilor! De ce e prima pe listă compania turistică, doamna Alexandru, la tăiere? Pentru că nu este o companie care să mai aibă contracte în derulare, pentru că este o companie cu număr de angajați care pot face obiectul unei reorientări către fie administrația Bucureștiului, dacă sunt oameni competitivi, fie este o situație sociabilă gestionabilă în perioada următoare, dar toate vor fi desfințate. Primarul general a dat asigurări că va găsi soluții pentru oamenii simpli, angajații care n-au nicio vină pentru că managerii lor și-au bătut joc de banii bucureștenilor și implicit de salariile lor. Sunt salarii neplătite de prin toamna anului trecut. În primul rând nu înțeleg cum au stat acești oameni de atâtea luni fără bani. Oamenii ne scriu nouă, deși știu foarte bine care sunt persoanele responsabile pentru această situație care a început din toamna anului trecut. Dar vom găsi o soluție pentru ei, pentru că ei, ca angajați simpli, n-au nicio vină. Cineva și-a bătut joc de ei. Și anume toți acești manageri care au stat comod, lejer, într-o viață de lux, ne făcând nimic, ne tăind nicio factură și văzându-și liniștiți de viață în timp ce angajații își așteptau salariile. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar asta ar putea explica de ce au reușit să supraviețuiască aceste câteva luni de zile. Dacă, așa cum, mă rog, acuzați dumneavoastră, salariile erau și mari și nemeritate. Mă gândesc că, mă rog, n-au... Dar în fine, exact cum spuneați, nu, angajații sunt de vină. Explicați-ne puțin, vă rog frumos, pentru că sunt convins că bucureștenii nu știu, cei din restul țării cu atât mai puțin, ce ar fi trebuit să facă de fapt această companie? Trebuia să facă o serie de servicii de atragere, informare și atragere a turiștilor în București. Haideți să fim serioși, aceasta este o piață competitivă în București și pentru această companie și pentru celelalte există în piața liberă operatori economici care pot pune pe masa primăriei. Sună UNT Carpați de pe vremea lui Ceaușescu, genul ăsta de companie. Diferiți agenți economici, nu este problema mea să-i numesc sau să mă intereseze care sunt aceștia, spun doar că Bucureștiul este capitala României unde există suficienți agenți economici care pot intra într-o licitație. Adică nu era nevoie de o mână centralizată, ne ziceți. Nu era nevoie de o mână centralizată și de un monopol pe anumite zone. Noi, liberalii, suntem de părere că din competiția liberă, transparentă, se naște calitate superioară. Atâta vreme cât încerci să ai un monopol pe piață și încerci să direcționezi niște bani publici către anumite companii care să facă doar ele un anumit serviciu, asta înseamnă calitate proastă și asta înseamnă să nu dai posibilitatea bucureștenilor să primească servicii de calitate. Acolo au fost niște companii în care clienții PSD, prietenii, gașca oamenilor șmecheri din București, din jurul PSD-ului și-au găsit niște locuri comode. Dacă vă duceți să vedeți aceste puncte de informare, nici nu sunt deschise. Mi-e și rușine de rușinea lor, vă spun direct. Sunt salarii care s-au încasat în cursul acestor ani fără să se facă nicio activitate. Sper că nu trăiți cu senzația că din pe urma acestei companii a crescut numărul turiștilor în București. Da, acum stau și mă întreb cum se poate stabili, pentru că am auzit din partea dumneavoastră această acuzație că erau tot felul de sinecuri destinate unor colegi din PSD, Gabrielei Firea, sau unor susținători, mă rog. Păi n-au fost angajați prin concurs. Este foarte clar acest lucru. Aceste numiri au fost făcute de către fosta administrație în viziunea lor de a
de a controla și resursele și locurile în aceste companii, că nu sunt concursuri organizate la care s-au prezentat diversi candidați, oameni care au un CV în spate și a ieșit cel mai bun. Haideți că știm despre ce este vorba. Au fost niște firme care, de fapt, cea mai mare parte dintre ele n-au tăiat facturi, sunt pe pierdere. Aceste pierderi sunt din banii bucureștenilor cinstiți, a oamenilor care muncesc și plătesc taxe și impozite. S-a oprit această hemoragie de bani publici către zonele lor de interese și pe cele pe care le-ați menționat foarte bine, cele patru, STP, Energetica Servicii, Termoenergetica și Trustul de Clădiri Metropolitane, le așezăm pe principii de competitivitate și de transparență. Restul vor fi pe măsură ce se închid situațiile lor deosebit de dificile din punct de vedere economic și juridic, toate vor fi închise într-un orizont, sperăm noi, de 2 ani. Acum înțeleg că următoarea pe listă, cum ziceam mai devreme, este compania de parcuri și grădini. Dacă în ceea ce privește compania turistică a București, te poți gândi, Lesne, că nu folosea la mai nimic, probabil că mulți se întreabă acum, bun, stați puțin cu parcurile și cu grădinile, ce aveți? Explicați-ne puțin mecanismul pentru care n-ar trebui să mai existe o astfel de companie, de fapt. Noi suntem de părere că nu ar trebui să mai existe niciun fel de companie. Vă spuneam mai devreme că fiecare dintre ele și-a găsit un obiect de activitate când de fapt ar fi putut să fi deschise proceduri de licitații și să ne înțelegem apropo de acuzațiile care reprezintă de fapt cercurile de interese ale PSD care dau în mine și în colegii mei liberali. Spun foarte clar, nu am nicio firmă, și dumneavoastră mă cunoașteți, eu nu am nicio legătură cu nicio firmă și nici nu vreau să sugerez vreo legătură cu cineva. Spun doar că există proceduri transparente în România pe bază de licitație publică și cei care pot oferi servicii pentru fiecare dintre aceste companii trebuie să aibă posibilitatea să o facă. Și o să aveți surprize în perioada următoare, pe măsură ce se schimbă, pentru că o scurtă perioadă de timp va trebui să facem o schimbare la nivelul AGA și a Consiliului de Administrație. O să aveți o surpriză din informațiile pe care le vom da publicității, să vedeți la ce prețuri contractau diferite produse pentru derularea unor lucrări. O să constatați că ele erau mult mai mari decât prețurile din piață. Despre asta discutăm. Despre o risipă de bani publici făcută pe principiu că ea va câștiga primăria capitalei și vor rămâne în acest cerc de interese care să căpușeze banii bucureștenilor. Asta în condițiile, doamna deputat, în care există o administrație de lacuri, parcuri și agrement, al PAB se numește ea, la municipalitate. Adică așa această este. Companie ce face? Dublează? Pentru că aici scrie încetarea delegării către această companie de parcuri și grădini. Adică avem o administrație în primăria capitalei care însă teoretic nu era capabilă să facă ce trebuie să facă sau nu era capabilă să facă singură și atunci mai delega o parte din competențe sau din servicii și către această companie. Ziceți așa dumneavoastră este, în folosul cuiva. E clar că nu era competitivă, nu erau competitive, dar într-adevăr există în interiorul primăriei capitalei diferite administrații se numesc, adică structuri care gestionau același lucru. Nu că s-ar fi micșorat numărul acolo prin apariția acestor companii, ba dimpotrivă, s-a mărit administrația, adică pozițiile în administrația publică, direct în primărie sau sau în companii, astfel încât nu s-a făcut nicio economie de bani și niciun caz de eficiență. Să știți că nu este rolul meu, consilierii generali ai Partidului Național Liberal au mandat să ceară toate informațiile și să le așeze în spațiu public pentru ca oamenii să-și facă o impresie clară asupra cheltuielilor acestor firme. Nu este rolul meu să iau firmă cu firmă și să studiez bilanțul. Eu sunt convinsă, în schimb, de un lucru. Partidul Național Liberal, aflat într-un proces de schimbare în București, trebuie să respecte banii bucureștenilor. Dacă aceste companii au fost înființate, ele au fost înființate în niciun caz pentru a crește calitatea serviciilor din București, ci pentru alte interese. Dăm posibilitatea creșterii serviciilor, calității serviciilor printr-o competiție liberă, iar consilierii liberali trebuie să verifice situația fiecarei firme și să sprijine procesul de lichidare pe baza
legislației în vigoare, pentru că este o legislație specifică care presupune îndeplinirea anumitor pași. Rate treptate s-au dublat în sensul în care există și în administrațiile primăriei o serie de atribuții, existau și la companii alte atribuții pe aceeași linie. De fapt și de drept se vede cu ochiul liber că nu erau decât niște locuri în care să-și găsească funcții diversi apropiați ai fostei administrații. Cei care pot rămâne, înțeleg, vor putea să dea concurs pe posturile care există în primărie, la acea ALPAP de care vorbeam mai devreme. Da, este o opțiune. Cei care sunt buni, cei care sunt oameni serioși, cu siguranță vor putea participa la concursuri și vor găsi un loc de muncă. Vreau să le transmit foarte clar acestor angajați mesajul meu. Cei care sunt oameni serioși, cei care cunosc meserie, pentru că în unele companii sunt angajați care sunt oameni de meserie și care își fac bine treaba. Ei vor avea posibilitatea să vină în concursurile care se vor organiza și să câștige aceste posturi. Cei care știu foarte bine de ce au venit acolo, pentru că au fost prietenii lui X sau lui Y, le spun, am un singur mesaj pentru ei. Suntem în capitala României, sunt locuri de muncă disponibile în oraș. Să meargă, dacă sunt așa de buni, să-și găsească un loc de muncă, așa cum se zbat o serie de bucureșteni să-și găsească la rândul lor un loc de muncă. Mulțumesc foarte mult, Violeta Alexandru. Ne întoarcem în câteva momente la...